Te salut, Laurențiu sunt și hai să te învăț cum ai putea să-ți instalezi propriul tău site ca să poți să începi să faci bani, să ai totul automatizat. Te loghezi pe această platformă, academiaafiliaților.ro, cu username și parola la platforma de la builderul cu care ți-ai creat tu contul. Să ne imaginăm că ai făcut selecția cu numărul 1, să ne imaginăm că ai dat click aici pe download site, ai făcut și pasul 2, ți-ai cumpărat domeniul, da? Și acum ești la pasul 4, cum să-ți finalizezi toate setările. Bun. Tot ce trebuie tu să faci este să te conectezi în platforma ta, în builderall.com, da? Și să te loghezi cu username-ul și parola ta. Apoi, după ce te loghezi, trebuie să te duci în Cheetah, da? Tu poți să ai aici în stânga meniul sau poți să-l ai aici sus. Depinde de la laptop la laptop. Deci ori ai aici variantele sus, ori le ai aici în stânga jos. Important e să fie apusă aplicații. Dacă ai variantă în limba română, vezi că mai este un alt video în limba română, sper să mai fie valabil și te uiți acela în limba română. Dacă nu, este acesta în limba engleză. Dai click pe Cheetah și intri în interior, da? După ce ai intrat în Cheetah, practic în Cheetah editezi site-urile. În Cheetah îți editezi site-uri, da? Această persoană are deja două site-uri instalate, da? Dar le vom șterge. Ok. Facem acesta ca să pot să-l șterg, trebuie să deconectez domeniul. Da? I want to disconnect. Trebuie să țin și o minte domeniul, fiindcă nu este linkul meu, este linkul unei persoane care mi-a dat acces. Îi pun aici linkul, da? Bun. Ok. Deci sunt în Cheetah și am șters cele două domenii. În cazul în care ai deja ceva instalat și vrei să instalezi ceva de la zero, ștergi domenii. Totodată, aceste domenii, să știți că ele au venit la pachet și cu niște liste. Ca să intrăm, să ștergem acele liste, la fel trebuie să ne ducem în aplicații. În cazul în care sunteți membru nou și nu aveți ce să ștergeți, ignorați aceste 2-3-4 minute, da? De intro. Ok, dar dacă ai ceva instalat, îți arăt de unde să ștergi, că e posibil să nu știi. Te duci la liste, ai da click pe liste și dai X aici la toate. I want to delete. I want to delete. Așa se șterg toate, da? Deci, practic, toate listele. Eu o să pun pe pauză, pune le șterg pe toate ca să câștigăm timp. Bun, am revenit cu toate listele șterse. După ce ai șters site-urile și ai șters și toate listele, trebuie să ștergem și toate campaniile care sunt deja create. Intrăm aici pe Mail Sequencing și aici sunt câteva secvențe. Le ștergem, dăm aici X și le ștergem pe toate. Bun, am revenit din nou, fiindcă am șters toate secvențele. Bun. Acum am șters toate site-urile, toate listele și toate secvențele. Acum, practic, site-ul este gol și această persoană nu are absolut nimic în interior. Ce trebuie să facem este să, practic, de aici începe tutorialul, din minutul 3 și 45 de secunde, trebuie să intrăm pe platforma aceasta, Academia Afiliaților, dăm download site în limba română gratuit și îl downloadăm. Ok? Dăm click aici pe confirm și el se va transfera. De fapt, dacă stau mai bine și mă gândesc, o să întrerup chiar aici acest tutorial în care îți arăt doar cum să îți ștergi efectiv toate site-urile și toate listele și toate secvențele ca să poți să-ți instalezi un alt site cu tot cu liste și cu e-mail-uri, da? Pentru că nu are niciun sens să filmezi 4 minute și jumătate și să-l dau cuiva care nu are site-uri de șters. Da? Și deci dacă ai vreodată site-uri de șters, îți dau acest tutorial și te uiți la acest tutorial. Da? Te salut și dacă vrei să-ți instalezi site-ul, să te uiți la acest tutorial care îți arată cum să instalezi un site de la zero. Pa, pa!